Monopostul de curse Formula Student este de astăzi expus în holul Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara. Pot spune că acest proiect nu a fost foarte complicat să-l realizăm, dar principalul lui scop constă în timpul investit pentru dezvoltarea ta personală și dezvoltarea cunoștințelor care te vor ajuta mai încolo. Ce urmează pentru voi? Urmează să mai creăm încă un monopost, se lucrează la al doilea și acum facem o recrutare deoarece avem nevoie de oameni noi, forță de muncă proaspătă. Acest monopost pentru noi a durat un an jumate să-l construim efectiv. Acum sperăm ca într-un an deja să avem următorul cu care să concurăm. Nu este doar ceea ce construiți și prezinți aici. Formula asta înseamnă mult mai mult. Înseamnă prezentări de business, înseamnă să pregătești totul, ceea ce se întâmplă într-o companie. Trebuie să arăți de ce existăm, pentru ce producem, de ce cineva ar cumpăra aceste produse care le facem. Cum a fost construcția acestui monopost și ce urmează pentru echipa dumneavoastră? În primul rând, multă muncă. Multă inspirație, pasiune, evident, din partea studenților și continuarea nu face pentru noi decât să aducă o soluție îmbunătățită, pentru că și conform regulamentului, odată la 2 ani mașina trebuie schimbată cel puțin 20% în concepție, în fabricație, în tot ceea ce înseamnă ea. Și din acest punct de vedere, munca este întotdeauna continuă, susținută și va aduce, evident, și beneficii. Care sunt aspirațiile? Pentru noi, participarea de anul acesta, din 2017, a însemnat un succes în sensul în care am putut să parcurgem întreaga procedură de jurizare a vehiculului, adică și la partea statică și la partea dinamică, unde am învățat ceva și, evident, întotdeauna să creștem performanțele vehiculului, să îmbunătățim soluțiile pe care le-am gândit sau pe care le-am implementat la un moment dat, cu altele noi mai bune. Echipa UPT Racing Team este formată din studenți ai universității noastre.